Această emisiune este sponsorizată de GPRO. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Oameni cu poveste, vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii. Poveștile de altă dată se pare că s-au perimat. Se vrea azi orice cosânzeană o mândră europeană. Iar făt frumosul acestei ere nu are cal, ci că ai putere. Și totuși, omul, avem norocul, mai poate să sfințească locul. Corneliu Berbente, profesor universitar emerit, doctor inginer, Politehnica din București. Are oare omul în materialitatea existenței sale o misiune conferită eventual de conștiințe superioare? Dincolo de scopuri precum o creștere spirituală sau o mântuire individuală, obiectivul cel mai important pare a fi transformarea treptată a întregii omeniri în spiritul însușirii iubirii pentru frumosul uman. Omenirea trebuie să-și găsească singură calea, în acest sens, fără a conta pe un sprijin din afară. Iar frumosul trebuie creat și apărat chiar cu sacrificii și jertfe. Limitele minții umane fac să existe adesea adevăruri individuale sau de grup care se contrazic între ele, dar niciunul nu poate fi respins. În spiritul iubirii și al respectului pentru frumosul uman, soluția este să nu ne cramponăm de credința în unele sau în altele, ci să exersăm dialogul și gândirea pluralistă, cea care acoperă deopotrivă toate adevărurile, inclusiv cele care se contrazic între ele, utilizându-le simultan. Dan Desideriu Farcaș. Stimați-le spectatori, nu a fost greu să vă dați seama că Dan Desideriu Farcaș este invitatul meu, este omul cu poveste din această emisiune, să-l salutăm. Domnule doctor matematician, informatician Dan de Farcaș, n-am început bine. Dan, așa ne cunoaștem noi, suntem la patra emisiune și cât o vrea Sfântul. Dan, bine ai revenit la noi. Mare plăcere să colaborez cu tine, cu această televiziune și sigur cu ascultătorii care sunt interesați de aceste subiecte. De când ne-am văzut, noi am făcut împreună 3 emisiuni. Da. Aceasta este a patra emisiune. Le numără alții, dar îmi face plăcere să le toate de succes, dacă n-aș fi modest a spune asta. O primă emisiune, îmi amintesc titlul Universul Primordial. A doua emisiune, Libertate și Informatică, sau Informatică și Libertate. Da. A treia emisiune, da, mi-am amintit, avea titlul Spre o știință post-materialistă. Da. Au fost câteva ezitări, punem semnul întrebării sau lăsăm punct și răspunsul tău este un titlu afirmativ, Spre o știință post-materialistă. Da. Acum, emisiunea are un alt titlu pe care l-ai dat tu, am colaborat și în final, telespectatorii pot remarca pe burtieră titlul emisiunii, Iubirea și pluralismul în maturizarea morală a omenirii. E un titlu de teză de doctorat, totuși, nu? Da, Iubirea este... și pluralismul în maturizarea morală a omenirii. O să-l demitizăm, structurându-l exact în cele 4 componente, dar până atunci, aș vrea să reamintesc telespectatorilor cine ești tu. Numai o parte, o să spun acum, din casetele pe care le-ai purtat. Președintele ASFAN, Asociația pentru Studierea Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate din România. Președintele ASFAN în viață, din 2011, cât o vrea Sfântul. Membru titular al Academiei de Științe Medicale din anul 1993. Membru al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii al Academiei Române din 2013. O parte din caschet. Să punem prima cărămidă, da? Și aș vrea să... Vrei să spui tu ceva mai mult decât aș spune eu. Aș vrea încă o dată să spun ce ai zis și tu. Te rog, da? O să încercăm să urmărim următoarele 4 lucruri. 1. Iubirea, ce este. 2. Pluralismul, ce este. 3. Maturizarea morală,
prin acestea două, de ce e nevoie de o maturizare morală și o a patra, care nu este în titlu, dar rezultă, așteaptă oare cineva în afara omenirii o asemenea maturizare morală? Deci, și dacă da, de ce? Și uite, și când, și așa mai departe. Ca să nu fim atemporali. Deci, da? Aceste patru subiecte sper să le atingem. Și, bineînțeles, începem cu prima. Categoric. Prima, deci aș vrea să reamintesc titlul: Iubirea și pluralismul în maturizarea morală a omenirii. Da. Tu ai spus exact care sunt cele trei elemente importante și evident că vii cu o completare pe care o așteptăm cu toții, să ne explici pentru cine ce sau ce să ne maturizăm. Sau pentru ce să ne maturizăm. Să vedem exact care sunt argumentele tale. Atunci, dacă... Eu cred că mai putem aștepta să spun mai multe despre tine. Da. Că avem tot timpul, da? Adică am observat că la tine lucrurile vechi sunt noi și cele noi sunt vechi, da? Mereu există o dinamică și te felicit. Da. Să facem primul pas. Înainte de a intra în acest concept, pentru că este un concept, da, am pregătit și niște materiale care susțin fizic, niște cărți ale tale, susțin fizic acest concept. L-am numit eu concept iubire. Iată, în așteptarea luminii, foarte sugestiv acest titlu, în emisiunea trecută doar ai spus că această carte a apărut în 2018 și nimic mai mult. E momentul să spui, din să păcate, deschizi puțin. Din păcate, este o carte, e un mini-roman, însă a apărut într-un tiraj foarte mic și se găsește la Reșița. Bun, e o carte care a apărut în editura Timp Reșița. Da. Felicitări! Eu m-am inspirat foarte mult de aici. De altfel, venind la tine, vizitându-ți casa, încă o dată salutări de mâini moarte, admirându-ți biblioteca și pe tine în discuția noastră de 6 ore, m-am bucurat foarte mult când ai scos din bibliotecă În așteptarea luminii, Dan Farca, pe care am citit-o fără pauză și printre rânduri. Felicitări! Mai avem o carte care le prezintă cunoscută. Da, aceasta se găsește în librării. Se mai găsește, și, da? Da, se găsește și în librăriile electronice, deci pe internet. Și este o lucrare tipărită, editată și tipărită la Cluj, editura Școala Ardeleană, sub îngrijirea profesorului Dumitru Constantin Dulcan, care mi-e vechi prieten și pe undeva a avut o contribuție mai mult decât de editor la această carte. Îl salutăm de aici și dumneavoastră așteaptă o nouă carte și noi îl așteptăm. Este un interlocutor, la fel ca și tine, admirabil. Bun. Tu ești matematician, Dan, și bănuiesc că ești de acord că toate lucrurile trebuie să explicate, mai ales conceptele, prin definiții. O să încep eu cu o întrebare. Da. Dar ce înțelegem prin iubire? Eu sunt un matematician care... Doctor în matematică, doctor și informatician, care, da? Care, cum să spun, am avut privilegiu să îmi dau seama de marile merite și de marile limite ale matematicii și... Aceasta a fost una dintre coordonatele existenței mele, drept pentru care uneori este nevoie să ne dezlipim de rigoare. Deci nu să mergem pe definițiile strict matematice, ci pe o definiție care folosește, eu știu, și intuiția, folosește și imaginația și așa mai departe. Aș încerca să definesc iubirea ca o primă definiție, prin ceea ce spune Apostolul Pavel. Te rog. Într-o scrisoare către Corinteni. Spune, zice, și acum ne rămân acestea trei,
credința, nădejdea și iubirea. Și dintre acestea trei, cea mai importantă pentru noi este iubirea. Deci, să analizăm puțin în detaliu, te rog. Să analizăm puțin. Apostolul Pavel, în timp ce răspândea creștinismul, considera că dintre acestea trei lucruri foarte importante, credința, și evident el se referea la credința în creștinism, nădejdea, se referea la nădejdea în viața de apoi, în revenirea lui Isus. Mai importantă decât acestea două, fiți atenți, este iubirea. Mi se pare cutremurător. Înseamnă că o conștiință aflată deasupra noastră spune, credința este importantă, nădejdea e importantă, dar mai importantă decât asta este iubirea. Deci plec de la această definiție cam informală. Și aș vrea să continui cu o poveste, cu o poveste autobiografică. Te rog frumos. Deci întâmplări care pot fi povestite, da? Da, 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 tocmai asta este. Te rog. Este numele acestei emisiuni. Cred că aveam 19 ani și eram student și eram într-o dispoziție foarte proastă. Student la Timișoara. La Timișoara. Și, la facultatea pe care ai absolvit-o, șef de promoții. Mersi. Îmi dai voie să fac niște completări pentru cei care nu știu multe despre tine. Care era, mă rog, de matematică și fizică. Cu 4 ani, da, complicat. Era o facultate ciudată, da. E bine, ajunsesem la concluzia că lumea din jur, o concluzie la care se poate ajunge ușor altminteri, că lumea din jur nu urmărește decât niște instincte animalice, umanizate, adică agresivitate, vopsite frumos, da, da, și așa mai departe, dar care în ultimă instanță nu ne deosebesc de regnul animal, decât, eu știu, poate prin darul vorbirii și al judecății. Care sunt astea? Dorința de posesiune, dorința de perpetuare a speciei și a... De sex. Deci de sex. Eventual, dorința de a avea o familie și urmași. Deci niște lucruri care le vedem la toate animalele. Bineînțeles, hrană, eu știu, un acoperiș deasupra capului. Și în această viziune puțin pesimistă, cineva mi-a făcut așa un semn, da, oamenii totuși fac ceva ceea ce e mai rar. Oamenii au acea facere de bine. Când vezi cum sunt voluntarii care fac bine pentru că mai ajută un bătrân, un copil și așa mai departe. Și asta ar mai lumina puțin lucrurile. Dar m-am întunecat din nou când am făcut o analiză și mi-am dat seama că această facere de bine e din nou minată de niște chestii animalice. Deci, vezi pe unul că se abține să facă rău. Și în felul ăsta, hai să zicem că face bine. De ce se abține? Păi este frică. Frică poate de poliție, dar este frică de judecata divină. Mă, dacă fac asta, risc să ajung într-o oală cu smoală topită și să stau acolo să mă chinuie dracii și așa mai departe. Deci acesta e un om cu frica lui Dumnezeu.
frica lui Dumnezeu, dar Dumnezeu decide că ajung în partea cealaltă. Da. O mică paranteză. În toată Biblia, dacă citești, deși există niște reflexe maniheiste, maniheismul ăsta a fost o anumită religie care spunea toată lumea este cu binele și răul absolut. Și cele două sunt cam egale și se luptă. Deci în toată Biblia creștină, diavolul este un fel de executor al unor ordine date de Dumnezeu. Deci, ispititul ai pe robul meu Iov, sau așa mai departe. Și-a băgat coada. Da. Deci, în sfârșit. Deci, închid paranteza. Te rog. Povestea. Deci, frica lui Dumnezeu, frica de pedeapsa divină, sau dorința de a fi remarcat de Dumnezeu, de a primi o recompensă divină. Păi zice, eu fac binele și pe lumea cealaltă voi urca o treaptă pe o anumită scară. Deci voi avea niște steluțe pe umăr, eu știu, ceva de genul acesta. Deci Dumnezeu mă va răsplăti pentru binele pe care îl fac aici. Și am spus, oameni buni, asta este frică care e tot ceva animalic. E o târguială pentru să am mai mult, o poziție mai bună. Deci animalele se poziționează, există unul lider, animalul alfa. Deci cam așa ceva mă văd eu pe lumea cealaltă dacă fac binele aici. Și atunci fac binele și mă târguiesc cu Dumnezeu că o să mă ajute. Mai există încă o... noi am discutat înainte de a intra în emisiune de legea morală a lui Kant. Ce răsărea deasupra noastră, logica exact. Morală este în noi, da. Legea morală în mine. Nu, e un moment ca acum să detaliem totuși și să spunem aici. Bine, vreau numai să spun că Kant se minuna cum de există două lucruri, ordinea universului și legea morală în el. Și această lege morală, eu suspectez că a fost în Kant datorită educației prusace pe care a avut-o și care i s-a spus de la bun început, tu trebuie să fii corect, trebuie să fii bun, trebuie să-ți ajuți semenii. Un imperativ. Un imperativ. Și acest imperativ acționează în două feluri. Pe de o parte, când sunt adult, spun, trebuie să fac în felul acesta, așa, cum zice neamțul, es muss sein. Deci trebuie să fie. Dar mai există și varianta cealaltă. Îți intră din copilărie în reflexe, precum câinele lui Pavlov salivează când îi suni cu clopoțelul și atunci tu știi că trebuie să fii bun. Încă nu suntem ieșiți din animalitate cu aceste lucruri. Dan, te rog să facem o scurtă pauză. Am să vin și da, eu. Însă, fără o singură remarcă. Da? Și la un moment dat am descoperit că totuși există un orizont unde omul iese din animalitate, care nu este nici motivația pur animalică și nici această facere de bine târguită. Deci, o să vorbim pe urmă de această lumină. Apropo de orizont, orice om are un orizont, e să strânge, devine un punct și e punctul lui de vedere, da? Eu vreau să vin cu două citate care nu au legătură cu divinitatea și să-mi spui dacă merg. Și anume, un prim citat al lui Camus, care definește iubirea. Să dărui totul, să sacrifici totul, fără speranța de răsplată. Asta deci, înseamnă iubire. Deci, este, atenție, iubirea este
acel simțământ pe care eu nu-l târgui în niciun fel, nu sper la o răsplată divină, nu sper la nimic. Iubirea e pur și simplu. Și nu iubim cu adevărat decât atunci când iubim fără motive. Anatol Franz. Fără motiv. Adică există un motiv, dar nu acel motiv primitiv care înseamnă eu iubesc pentru că o să fiu răsplătit pentru asta. Să înțeleg eu că, apropo de bine și rău, avem două tipuri de motivații. Deci, animalice umanizate și pur uman. Exact. Deci iubire. Există și niște motivații pur umane care sunt dincolo de cele moștenite de la animale, dincolo de facerea de bine târguită. Iată că îl avem la telefon. Bună ziua, Irina! Bună ziua, domnule profesor! Foarte greu! Distinsului dumneavoastră invitată și telespectatorilor care ne urmăresc. Invitatul meu este și distins, este și doctor matematician, informatician, este domnul Dan Desideriu Farcaș. Irinel, te ascult. Sunt bucuros și în același timp extrem de onorat să intervin în această emisiune, în care invitat este o persoană de excepție, domnul doctor în matematică Dan Farcaș, personalitate care m-a impresionat nu numai prin cărțile domniei sale deosebit de interesante, dar mai ales prin puterea de sinteză și capacitatea nativă de a transmite cititorului esența informației. Încă din adolescență am fost fascinat de călătoriile în timp, de civilizațiile extraterestre și fenomenul OZN, de percepție extrasenzorială, de hipnoză, radiestezie și multe alte domenii conexe. Informații extrem de interesante le-am găsit în paginile cărților pe care domnul Dan Farcaș le scria încă de pe vremea comunismului, cărți și articole pe care le devoram cu o plăcere imensă. Îmi aduc aminte că l-am văzut pentru prima dată pe domnul Dan Farcaș prin anii 93-94 la Ploiești, orașul meu natal, la o conferință la care a participat pe lângă alte personalități ale lumii științifice. M-a cucerit pe loc prin coerența expunerii, prin substanța și calitatea informațiilor, dar mai ales prin carisma domnului sale. Îmi aduc aminte cu plăcere afirmația pe care domnul Dan Farcaș a emis-o la un moment dat și încerc să citesc din memorie. Deși sunt doctor în matematică, afirm cu tărie faptul că 1 și cu 1 nu fac întotdeauna 2. A fost o afirmație care m-a marcat și care m-a urmărit pe parcursul vieții. În timp, am reușit să înțeleg afirmația domnului Dan Farcaș pe măsură ce viața își dezvăluia secretele de ce 1 și cu 1 nu fac întotdeauna 2. Anii au trecut și încetul cu încetul am coborât privirea de pe cerul unde în tinerețe așteptam cu interes apariția navelor extraterestre către interiorul sufletului meu. Am înțeles, citind și cărțile domnului Dan Farcaș, că universul este guvernat de mai multe legi, iar legea fundamentală a acestuia este iubirea. În excelenta sa carte, Enigma lumilor paralele, domnul Dan Farcaș spune, și aici citez, prin iubire înțelegem capacitatea altruistă, dezinteresată a unui om de a promova frumosul uman, ca și capacitatea sa de a identifica, de a cultiva și a apăra frumusețea care îl îmugurește în preajma sa. Iubirea, astfel definită, izvorăște exclusiv din nevoia omenească de frumos, deci nu din obișnuință, nici din teamă, ori din speranța recompensei divine, nici dintr-o compasiune fără nuanță. În mod recursiv, un om este frumos și în măsura în care este capabil de iubire, adică are capacitatea de a aprecia frumusețea altor oameni, frumusețea creațiilor lor. El este frumos în măsura în care poate să înfrumusețeze viața altor oameni și să o crotească până la sacrificiu, frumosul autentic, actual sau potențial. Am încheiat citatul. Legat de acestea, am permis să-l citesc pe Mahatma Gandhi, care spunea: iubirea este cea mai mare forță a omenirii și totuși cea mai modestă pe care ne-am putea o închipui. Continuând în această notă, îndrăznesc să afirm că iubirea, ca și lege fundamentală a energiei primare din care ne-am întrupat, înseamnă în același timp să-i respectăm pe ceilalți și opiniile lor. Probabil că adevărul este unul singur, dar soluțiile de a ajunge la el sunt multiple. Și aici intervine așa zisă gândire pluralistă, care prevede luarea în considerare, într-o primă instanță, a tuturor adevărilor și teoriilor găsite de oameni. În acest sens, domnul Dan Farcaș spune în aceeași carte a domniei sale: să înțelegem că niciun adevăr nu este definitiv, ci că mulțimea tuturor punctelor de vedere diferite conține totdeauna mai mult adevăr decât oricare punct de vedere individual. Mai mult,
Bogăția omenirii stă tocmai în această pluritate a punctelor de vedere. În final, dar nu în ultimul rând, doresc să citesc din prefața cărții Enigma Lumilor Paralele, în care domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan precizează: este nevoie de o nouă gândire, o nouă paradigmă, o nouă spiritualitate, o nouă știință postmaterialistă. Constatăm cu toții că, dincolo de condiția noastră fizică, materială, căreia i-am acordat o atenție aproape exclusivă, există realități pe care nu le mai putem ignora. În ciuda succeselor tehnologice, observăm cu toții că nu-i pace sub măslin. Egoismul, agresivitatea, fanatismul, terorismul, demagogia, dorința de dominare a celor mari asupra celor mici, sărăcia flagrantă și umilitoare a unor mase mari de oameni, întrețin pretutindeni conflicte care se pot ușor solda cu o aruncare în neant a întregii planete. Cu permisiunea dumneavoastră, voi încerca să închei printr-un exercițiu de imaginație, parafrazându-l pe domnul Dan Farkas, și ar spune că, deși subsemnatul nu sunt doctor în matematică, pot să afirm cu tărie că unul și cu unul fac iubire la puterea infinit. Domnule Dan Farkas, pentru sufletul dumneavoastră deosebit, pentru extraordinarele dumneavoastră cărți și pentru întreaga dumneavoastră activitate, vă doresc din inimă putere de muncă, astfel încât să ne fascinați cu încă multe alte cărți din domeniul cunoașterii și frumosului. Vă urez multă sănătate și bucurii, iar dumneavoastră, domnule profesor Dumitrașcu, vă adresez felicitări pentru astfel de emisiuni cu oameni extraordinari, precum domnul Dan Farkas. Vă mulțumesc! Și Linel, îți mulțumim, mai rămâi puțin, îl rog și pe Dan, pentru că este nerăbdător să-ți mulțumească altfel decât ți-aș mulțumi eu. În lucrarea domnului Dan Farkas, nu știu dacă o cunoști, În așteptarea luminii, editura Timp Reșița, în capitolul Infinitul, la pagina 144, pentru că m-ai provocat, domnia sa spune: infinitul ridicat de infinit de ori la pătrat, tot infinit rămâne. De unde rezultă că infinit împărțit de infinit de ori, la el însuși tot infinit dă. Bine, astea erau niște idei pe care le aveam eu la 14 ani. Nu-i nimic, o să vedem acum. Există 4 dimensiuni. Înainte, tot atât de mult ca și înapoi, la dreapta ca și la stânga, în sus, tot atât ca și în jos. Timpurile care au trecut sunt egale cu timpurile care vor veni și toate sunt egale cu infinit. Da. Super. Da, da, asta, cum să spun? M-ai provocat, da? A mers pentru că este o carte de, hai să zicem, literatură totuși. Da, o carte frumoasă, reușită. Da. Ciste, cui a scris-o, da, te rog. Bun, mulțumesc pentru frumoasa prezentare, frumoasa... Omul frumos! Da, da. Deci este practic un rezumat a ceea ce eu mi-am propus să spun aici. Frumos. O să continui să dezvolt ideile pe care le-ați citat atât de bine și, într-adevăr, ați citat exact esențialul din ceea ce eu am gândit despre aceste subiecte, iubire, pluralism, etc. Mulțumim frumos, Irina. Încă o dată vă mulțumesc. La revedere. Numai la revedere. Bine. Da? Bun, deci... Consider că iubirea e veșnică, exact, totuși, da? Deci, așa cum a reieșit, dacă ai fost și tu atent și, mă rog, telespectatorii, din citatele respective, într-adevăr, acea iubire netârguită este iubirea care se leagă de frumosul uman, de frumos în general, dar în special de frumosul uman. Deci, cum am ajuns atunci, la 19 ani, la această concluzie? Te rog. Pur și simplu, la modul, hai să spun, negativ, am văzut pe cineva cum călca cu nonșalanță, trecând peste niște flori, călca peste florile acelea cu bocancul. Cu bocancul. Am avut o revoltă și mi-am zis: oare ce mă face să mă revolte acest lucru? Nădăjduiesc eu că revoltându-mă astfel voi fi răsplătit undeva? Nu.
câștig ceva revoltându-mă? Nu. Deci este un alt ceva. Dintr-o dată e un alt ceva. Am mai discutat și ți-a plăcut ideea. Fiind la liceu, am văzut liceu... Să spune că ai făcut liceu... În 1900, la Reșița. La Reșița, da. Era un singur liceu. O Bastilie, spuneai tu. Care zicea Bastilia, da? Pentru că semăna așa pe din afară. Era placat cu piatră, cu piatră în natur și semăna cu Bastilia, cum o vedeam în poze. Ei bine, a fost o conjunctură că am putut vedea o încăpere ascunsă a liceului. O conjunctură foarte complicată. Eu, întâmplător, cunoșteam pe un personaj politic important care venise în vizită la liceul acela ca inspector de la regiune și a fost cazat într-o anumită cameră de oaspeți care era fosta bibliotecă a liceului, care era o cameră încuiată pentru toți liceenii. Interzisă. Interzisă. Asta se întâmpla în 52. Și încă trăia Stalin. Câteva titluri de cărți, că bănuiesc că... Și fiind curios, m-am uitat. Erau vitrine cu sticlă și cu niște hârtie lipită cu ștampilă. Astea erau sigiliile, să nu se mai deschidă acele geamuri. Dar prin sticlă vedeam toți filozofii antici, toți filozofii despre care auzisem, filozofii germani, francezi, englezi și așa mai departe, scriitori români de care auzisem, dar nu îi învățam la școală. Deci, era ceva fantastic. La vremea aia, când intrai într-o librărie, un sfert din librărie era ocupat de niște broșuri roșii, Lenin, Stalin, Gheorghiu Dej și așa mai departe. Asta erau. Și în rest, numai anumiți scriitori, era o sărăcie. Eu eram curios, eram tânăr, eram curios de filozofie. Nu se preda la liceu. Am găsit micul dicționar filozofic. L-am cumpărat. Erau niște lucruri îngrozitoare. Einstein, savant reacționar, idealist, nu știu ce, cibernetica, o știință reacționară care vrea să înlocuiască omul cu mașina și așa mai departe. Deci, niște lucruri de genul acesta. Era singura carte de filozofie care exista. Altceva nu. Mă rog, tradusă din rusește. Oamenii erau speriați. Profesorii mei erau speriați. Dacă te prindea cu niște cărți de alea care nu erau permise, puteai să o încurci rău de tot. Unii au încurcat-o rău de tot. Pentru cărți. Și din cauza aceasta n-au mai stat să aleagă cărțile. Le-au arestat pe toate. Și apoi ce au făcut cu ele? Un coleg al meu, bun, care era secretarul UTC și așa mai departe. În sistem. Era în sistem. Mi-a povestit mai târziu că a asistat când aceste cărți toate au fost puse pe foc. Pur și simplu. De frică. Iată că... O revoltă. Bineînțeles că m-a revoltat ideea. Cum adică să pui cărți pe foc? Cărțile acelea erau chintesența frumosului uman. Deci era frumosul lui Aristotel, frumosul lui Platon. Poate nu sunt de acord cu ce a scris Platon, dar el a fost o persoană esențială în frumusețea
speciei umane. Un gânditor fundamental. Și ceilalți care au fost acolo, nu știu, Kant, Schopenhauer, ceilalți, munca lor era o frumusețe. Sigur că ulterior am descoperit că noi la școală n-am învățat nici despre mari compozitori, nici despre mari artiști plastici, care făcând frumosul, creind frumosul, m-au făcut pe mine să-i iubesc. Deci această iubire, hai să mai dau un exemplu. Te rog, Dan. Când am mai fost indignat, când am văzut că niște netrebnici, niște nemernici s-au apucat să spargă cu ciocanele niște statui ale lui Buddha. De ce? Pentru că religia lor interzicea să-ți faci chip cioplit. Nu știu, poate și religia noastră interzice. Nu știu. Nu mă bag. Dar pentru că religia lor interzicea, și știm de unde vine această interdicție, ei s-au apucat și au distrus un monument de frumusețe creat de niște oameni. Și au aruncat în aer temple, pentru că ele erau temple păgâne. Doamne, dar erau frumoase! Erau frumusețea pe care au gândit-o atunci niște oameni. Iartă-i pentru că noi îi numim păgâni. Dar ei au gândit frumosul. Și acest frumos s-a tot acumulat. Ei bine, această imposibilitate de a suporta distrugerea sau neluarea în seamă a frumosului creat de oameni, mie mi se pare iubire pentru creația umană. Iubire. Frumos, da. Și pentru creator. Da. Dan, și de aici definiția iubirii, pe care de altfel... E așa de frumos, cum vorbești despre frumosul uman, va trebui să facem finalul primei părți, nu înainte de a spune, dacă ești de acord cu un citat al lui Hugo, frumosul este unul singur. Frumosul este sufletul. Deci, frumusețea sufletului uman. Frumos. Este definiția frumosului. A sufletului cu care se creează frumosul. Deci, în momentul în care eu îmi dau seama de frumosul tău în a crea această emisiune și da, tu mulțumesc. De frumosul meu, în a spune lucruri. Niște lucruri frumoase despre iubire, se naște o relație între noi care amplifică acea iubire. Deci asta este iubirea de care vorbea și Apostolul Pavel și ceilalți pe care am citat. Da. Am deschis din nou Fapte și Răspântii, o carte de suflet, editura Timbreșița. Și aș vrea să te mai provoc cu o întrebare legată de universul primordial la Reșița. Mm. Am avut șansa ca în aceste ultime trei emisiuni să port conversații cu cei care peste o săptămână, două, serbau ziua de naștere sau chiar în timpul emisiunii. În cazul tău trebuie să mai așteptăm puțin, să mai treacă luna martie, da. Să ajungem la 1 aprilie. Tu ești generația 40, 1 aprilie, 1940, la Reșița. Ți s-a pus de multe ori întrebarea dacă venirea ta pe lume nu a fost cumva o păcăleală, conform unei vechi credințe populare. Ce-ai răspunde și acum? Nu știu dacă ți-a mai pus vreodată, dar așa puțin aici. Evident. Ce pot să spun decât, sigur, ar putea fi păcăleală la adresa unora din preajma mea. Da? Însă, nu știu, cred că a fost totuși un lucru serios și un lucru bun.
faptul că sunt pe 1 aprilie, unii zic, cei care cred în horoscoape, un pic cred și eu, dar nu exagerat, și anul 40, atenție, anul 40 este, după chinezi, zodia dragonului. Dragonului. Și după român? Ori zodia dragonului este egală pe undeva cu zodia berbecului, nu se suprapune perfect, de care ține 1 aprilie. Deci aș fi de două ori dragon sau de două ori berbec, cum vrei, după cum judeci pe chinezește sau pe europenește. Și acești berbeci au o soartă a lor. Sunt meniți să deschidă uși și pe urmă se dea la o parte ca să intre lumea și să profite de ușile acestea deschise. Deci eu m-am considerat pe undeva un deschizător de uși și sigur că aștept să văd dacă aceste uși pe urmă sunt folosite. Una din aceste uși este noțiunea de frumosul uman. De ce? Pentru că este un termen foarte puțin folosit. Deci lumea nu se gândește că iubirea este de fapt aprecierea, înțelegerea, ocrotirea frumosului uman. Și ar trebui să existe în cultura noastră. Ar trebui să ne gândim mai mult la acest lucru. Bun. Cunoști bine, foarte bine, legile televiziunii. Îți mulțumesc mult și acum te rog să fii de acord. Urmează publicitate. Sunt partea a doua emisiunii Oameni cu Poveste. Invitatul meu este o mai veche cunoștință de-a dumneavoastră, un prieten al meu. Este vorba de domnul doctor, matematician, informatician, Dan de Farcaș. Dan, suntem la mijloc. Da. Deci al doilea subiect din titlu... Știți, să anunțăm titlul încă o dată. Iubirea, el se regăsește pe burtieră, iubirea și pluralismul în maturizarea morală a omenirii. Până acum a fost iubirea. În primul rând, presupune că adevărul este plural. Este o noțiune foarte controversată. Adică cum? Adevărul nu este unul singur. El nu coincide cu realitatea? Da, nu coincide cu realitatea. Aici aș vrea să combat, în primul rând, un mit. Nu un mit, o obișnuință de-a noastră proastă. Și anume că, de pildă la școală, am învățat legile naturii. Alea nu sunt legile naturii. Sunt legile lui Newton, a lui Einstein și așa mai departe. Deci, legile pe care le-am învățat la școală sunt niște modele prin care noi încercăm să înțelegem realitatea. Dar realitatea nu știm de fapt cum funcționează. Deci nu sunt realitatea însăși. Noi confundăm realitatea cu imaginea pe care o avem asupra realității. Aici este acea obișnuință proastă. Și în momentul în care noi avem un adevăr, cu A mare, noi considerăm că aia este realitatea. Nu, aia este imaginea noastră asupra realității. Există și un adevăr ultimă? Deci, eu ca om nu pot avea decât imagine a mea asupra realității. Nu pot, nu știu, poate există undeva, dar eu ca om nu pot avea, nu pot dispune de acest adevăr, decât de o copie a acelui adevăr, care poate fi eronată. Deci cu asta trebuie să începem. Deci în momentul în care Newton a vorbit despre gravitație, a fost excelent.
până când a venit Einstein și a vorbit despre gravitație și a dat peste cap ecuațiile lui. Nu înseamnă că Newton a greșit. El a avut o anumită aproximare asupra realității. Einstein are o altă aproximare. În mod sigur, peste 300 de ani vom avea o altă aproximare. Deci, cunoașterea este fără sfârșit. Și în fizică putem să vedem teoria lui X, teoria lui Y. Unii spun că universul ar trebui să aibă 11 dimensiuni, alții că asta nu se poate concepe, unii zic de Big Bang, alții că n-a fost Big Bang. Deci, în momentul în care nu poți demonstra prin fapte, cel mult poți să spui că teoria X este mai plauzibilă decât altă teorie. În știință, aparent lucrurile sunt simple. Când vin doi cu câte o teorie, da. Dacă teoriile alea diferă, înseamnă că ele se contrazic printr-o anumită previziune. Unul spune că va fi în felul ăsta, ălaltul spune că va fi altfel. Și atunci faci exact experimentul ăla. Un exemplu crucial. Da. Și ăla se numește experiment crucial. Da. Și dacă experimentul crucial reușește, atunci îi dă dreptate unuia sau ăluia. Celuia care n-a zis bine, ăla se dă la o parte. Deci așa s-a procedat în știință. Dau un exemplu. Avem și un suport fizic al conceptului pe care tu îl prezinți, pluralism. E vorba de pluralism. Avem două sau trei cărți, să le vedem, care poartă semnătura Dan de Farcaș. Un exemplu. Deci, s-a vorbit binevenit extraordinar despre descoperirea pe care a făcut-o astronomul Le Verrier când a descoperit planeta Neptun. Planeta Neptun a fost descoperită, a fost un triumf al științei, prin calcul matematic. Deci, se descoperise planeta Uranus, erau niște perturbări în mișcarea acestei planete și a spus, aceste perturbări ar putea fi explicate dacă ar mai exista încă o planetă care prin atracție gravitațională și nu știu ce, și Le Verrier a calculat și această planetă ar trebui să se găsească cam acolo pe cer. A scris o scrisoare unui astronom care avea un telescop cel mai bun din Europa, el a îndreptat telescopul către cer și în prima seară a găsit planeta Neptun. Deci a fost un triumf al științei. Dar nimeni nu vorbește de faptul că Le Verrier a mai făcut încă o dată acest calcul pentru o altă planetă pe care a numit-o Vulcan. O planetă care... Deci și planeta Mercur, cea mai apropiată de Soare, are niște perturbații. Nu merge cum ar trebui să meargă conform lui Newton. Între timp s-au afișat cărțile tale, Gândirea pluralistă, da, pe care n-am prezentat-o în detaliu, da, în celelalte emisiuni, da? Mai avem încă o carte, e vorba de Labirintul Cunoașterii, iată, 1 plus 1, da, un măr și da, un măr, da, nu știu dacă 1 fac plus 1, da? Nu fac. Și fapte și... Da. Deci aceste două sunt esențiale, da, pentru ceea, bun, ce discutăm noi acum. Îmi cer scuze că te-am întrerupt, dar e bine să... Da. Deci, le-a venit rândul și cărților, să le prezentăm. Le Verrier a mai făcut încă o dată calculul, a găsit unde ar trebui să fie planeta Vulcan și planeta Vulcan n-a fost niciodată găsită. Pentru că nu există. Deci, câteodată, teoria poate să corespundă cu realitatea, alteori nu corespunde. Dar nu există în posesia oamenilor niciodată un adevăr absolut și ultim. Asta aș vrea ca să fie un mesaj pe care să-l transmitem. În momentul în care noi am înțeles acest lucru, admitem că adevărul câteodată
câteodată poate fi plural. Nu mă refer la adevărul că noi doi suntem aici, acum. Ăsta este un adevăr banal, faptic, care nu se poate contesta. Da, e un adevăr. E un adevăr. Da. Dar, sau că Dâmbovița traversează Bucureștiul în anul 2017-19. Deci, în condițiile astea, când vorbim de adevăr, ne referim la adevărurile de mare generalitate. Marele teorii științifice și așa mai departe, sau marele, cum să spun, teorii despre realitatea noastră, nu neapărat științifice. De ce spun asta? Știința cere niște chestii. Cere ca eu să pot verifica adevărul într-un laborator sau să-l pot observa, orice sceptic să poată să se convingă că e așa. Or, sunt o mulțime de lucruri, nu mai intrăm acum în detalii, despre care eu nu pot demonstra că nu le pot observa la dorință, nu le pot aduce în laborator. Dau un exemplu. Eu am afirmat că niciodată noi nu vom ajunge să cunoaștem adevărul ultime despre univers. Nimeni nu poate demonstra că este așa. Eu cred în asta. Dar nu putem demonstra matematic, prin fapte. Că nu pot avea un fapt, pentru că eu n-am ajuns să pot demonstra așa ceva. Sau, dacă există Dumnezeu, dacă există viață după moarte. Pe mine nimeni nu mă împiedică să am o convingere în acest sens. Dar vine altul cu o altă convingere și spune, nu e adevărat, eu știu altfel. Vine un ateist. Nu pot să spun că adevărul unuia este mai bun decât al altuia pentru că nu am fapte prin care eu să pot spune, păi da, sunt miracolele. Știu și eu. Dau un exemplu. Pentru că vorbisem de profesorul Dulcan. El a studiat aceste cazuri de persoane reîntoarse din moarte clinică care s-au văzut într-un tunel cu o persoană, o personalitate religioasă la capăt, o personalitate sfântă, care, în general, în lumea noastră, a fost asimilată cu Iisus Hristos. Sau, eventual, cu un sfânt. Ei bine, dacă lucrul acesta se întâmplă în India, este asimilat cu Vishnu sau cu Shiva. Sau... Deci, depinde de religie. Un musulman vede iarăși alte persoane sfinte. Nu intru acum în detaliu, poate o să mai avem ocazia să discutăm. Da, aș vrea să luăm un telefon. Însă vreau să spun că asta înseamnă... Adrian Urzică, da? Asta înseamnă adevăr multiplu. Eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău. Eu, de exemplu, cred în cele ale creștinismului, alături de mine este un musulman care nu crede în astea. Crede în cele ale Coranului. Dar este și un... Și eu am călătorit, asta am mai discutat, și am văzut hinduiștii cum se roagă pe malul Gangelui, am fost într-o mănăstire budistă, am stat peste noapte, am văzut cum fac slujba de dimineață cei din mănăstirea budistă, sigur, am fost și mănăstiri românești, dar poți face o comparație. Am fost în America de Sud, unde am văzut resturile credințelor incașilor, pacea mama și așa mai departe. Deci, astea, fiecare poate să aibă adevărul lui. Avem un telefonist, o veche cunoștință, un fan de-al tău. Da, marinar pe undeva. Da, iată, o să ne spună el unde este, vorba de domnul inginer Adrian Urzică. Bună ziua, Adrian! Mă bucur că ai răspuns cu promptitudine invitației mele. Suntem la Oameni cu Poveste. Invitatul meu, Dan Desideriu Farcaș,
Tema emisiunii, iubirea și pluralismul în maturizarea morală a omenirii. Te rog, așa cum îl cunoști tu, sau cum l-ai cunoscut tu pe Dan Farcaș, multe în cuvinte puține. Cum dorești, în continuare, despre invitat sau despre această temă pe care noi o dezbatem și încercăm să transmitem un mesaj să fie înțeles de cei care ne urmăresc și nu doar atât. Bună ziua, domnul profesor! Mă bucur tare mult că vă pot saluta și la fel că îi pot transmite salutările mele domnului Dan Farcaș, la fel și celor care ne ascultă acum. Pe domnul ziua. Farcaș și este o plăcere să-l ascult de fiecare dată, mai ales că în ultima vreme ne putem întâlni și la ședințele ASFAN, Asociației pentru Studiile Fenomenelor Aerospațiale. Dânsul a fost alături de mine o bună parte a vieții cu cărțile pe care le-a publicat și bineînțeles că sunt onorat să pot spune câteva cuvinte în această emisiune. Tema de astăzi, iubire și pluralism în, pluralism în maturizarea omenirii, este o temă foarte modernă, mai ales prin abordarea domeniului gândire pluralistă, care vizează atât fundamentul cunoașterii, cât și premisa dezvoltării valorilor umane. În cartea dânsului, în recepta carte Enigma Lumilor Paralele, într-adevăr, am avut plăcerea să mai povestesc despre această lucrare, domnul Dan Farcaș argumentează foarte, foarte bine cum că frumosul sub toate aspectele lui, iar iubirea este o parte foarte importantă a acestui domeniu, ar putea fi și într-adevăr, este scopul civilizației pământene. Iar gândirea pluralistă este modalitatea propusă de autor pentru a atinge acest deziderat, creerea, aprecierea și apărarea frumosului. Tema a fost dezvoltată în mai multe publicații de-a lungul anului și anilor și am avut plăcerea să le parcurg. Un adevărat tratat în acest domeniu a fost în 2009 prin Labirintul Cunoașterii, o carte extraordinară, într-adevăr un tratat, așa cum am spus la din aur. Iar pe de altă parte am întâlnit, că ați prezentat gândirea pluralistă, volumul din 2014, care a adunat articole publicate periodic în revista de cultură Cultea de Argeș și este o carte de filozofia cunoașterii, accesibilă unui public larg. La fel un serviciu, zic eu, foarte, foarte bun, făcut în promovarea frumosului. Pluralismul în gândire, în comparație cu monismul, reflectă mult mai fidel realitatea și este mai apropiat firii umane. Pluralismul, de fapt, înseamnă însușirea într-o formă creatoare a tuturor teoriilor ce nu pot fi negate definitiv încă. Această abordare a cunoașterii umane este benefică atât în domeniul științei, religiei, culturii și mai ales, cred eu, în domeniul moralei. Mi-a plăcut tare mult, fiindcă această tematică are și romanul autobiografic, O treabă tare frumoasă, În așteptarea luminii. Aici am găsit o fuziune deosebită, grație talentului literal al autorului, a temelor discutate de-a lungul anilor în cărțile publicate, cu focalizare pe aspectul tratării pluraliste a cunoașterii. Efortul de argumentare deosebit de clar a acestui concept, cât și popularizarea lui, este un merit deosebit al domnului Dan Farcaș. Este un concept care îndepărtează dogmele din gândirea umană în toate domeniile, permițând dezvoltarea liberă a creativității și valorilor. În ultimul timp am avut plăcerea, așa cum am mai zis, să mă pot întâlni la ședințele ASFAN, unde dânsul este președinte și să văd pe viu cam cum acționează aceste percepte. Tot la fel, mi-a plăcut tare mult discuțiile în care a sesizat și nu numai atâta, a impus diferența netă între lumea reală și lumile ideale,
cele care sunt făcute de oameni și bineînțeles că sunt temporare și nu pot fi încurcate cu realitatea de fapt. Bun, mulțumesc foarte mult. Să-l ascultăm acum, te rog frumos, rămâi pe recepție și pe Dan Farcaș. Dan, da, mulțumesc pentru aprecieri. Ce spune fanul tău, prietenul nostru? Revin la ce voiam să spun. Dacă vorbim de pluralitatea adevărurilor, că încă n-am ajuns la pluralism, da. E, în sfârșit, sper să nu fie prea complicate aceste noțiuni, pluralitatea, adică multiplicitatea adevărurilor, cazul cel mai evident este în religii. Deci te referi la totalitatea adevărurilor, da? Deci noi vreau, nu, la faptul că noi încercăm să înțelegem din realitate ce este divinitatea. Unii o să spună, n-are rost să intri în această zonă, ea nu face parte din realitate. Realitatea este asta materială cu care se ocupă știința și punct. Ceilalți sunt într-un transcendent și așa mai departe. Nu e adevărat. Chiar și religioșii susțin că divinitatea în permanență se manifestă în realitatea noastră materială. Deci nu poți rupe una de cealaltă, prin miracole, prin diverse alte moduri. Apariții, mă rog, teofanii și așa mai departe. Numai că există circa 10.000 de religii pe pământ, dintre care cam 150 de religii au peste 1 milion de adepți. Ei bine, fiecare dintre aceste religii susține că deține un adevăr ultim. Ori asta am încercat să spun, nu avem ca oameni acces la adevărul ultime. O să mă întrebe cineva, dar bine, noi am primit acest adevăr ultim prin revelație. Da. Răspunsul foarte neelegant și simplu, simplist, ar fi următorul. Crede cineva că Dumnezeu vorbește exact limba pe care o pricepe ăla care a primit revelația și că vorbește acea bicisnică limbă omenească? Poate, într-adevăr, Dumnezeu a transmis ceva, dar credem noi că cel care a primit a înțeles exact? Să nu-l mai ținem pe prietenul nostru, da? Mulțumesc foarte mult, Adrian, de-abia aștept să ne revedem și într-o altă emisiune. Dan, în sprijinul celor spuse de tine, da, te-aș ruga. Mulțumesc mult. Și noi mulțumim foarte mult. La revedere! La revedere! Mulțumesc că mi-ați permis să pot spune două cuvinte aici. Mulțumesc! O zi frumoasă! Noi vorbim despre pluralism, dar nu știm ce este pluralismul. Tu știi, da. Te rog să ne spui și nouă. Deci, în condițiile în care există această pluralitate de adevăruri și în particular, pentru că este cel mai acut, mă refer la religii, la pluralitatea religiilor. Avem practic trei căi de urmat posibile. O primă cale posibilă este cea care este actuală. Și anume, eu știu că am dreptate în religia mea, încerc cu toate mijloacele să-i convertesc pe ceilalți la religia mea, eventual cu forța. Bine, asta este mai degrabă o atitudine din Evul Mediu. Catolicii se convertească pe sud-americani, luptele dintre protestanți și catolici, luptele din România, din Transilvania, dintre catolici și ortodoxi și așa mai departe. A doua cale ar fi toleranța. Eu știu că am dreptate, îl las și pe celălalt să-și susțină părerea lui și
mergem mai departe. Numai că amândouă aceste prime două soluții sunt periculoase. De ce? Pentru că pot naște din când în când fanatici. Și zgândărirea acestor fanatici dă naștere la ceea ce se întâmplă în 11 septembrie, ceea ce se întâmplă în Orientul Apropiat, în Afganistan și așa mai departe. Deci acele lupte religioase și nu numai religioase, pentru că pluralismul, pluralitatea este și națională. Eu sunt națiunea aleasă și cea care trebuie să fie prima în lume. Voi dați-vă la o parte din fața mea și așa mai departe. Deci aceste concepții totdeauna vor naște, cum să spun, animozități și în ultimă instanță pot pune în pericol viitorul omenirii. Pluralismul ce este? Să admit, nu numai să admit, că toate aceste adevăruri alternative asupra națiunilor, asupra științei, că sunt și aici pluralități, asupra religiei, atâta timp cât nu le pot respinge prin fapte, pot respinge că pământul nu e plat sau alte prostii, dar altele nu le pot respinge și atunci să le păstrez. Nu numai să le păstrez, să încerc să le folosesc pe toate, că totalitatea adevărurilor de care omenirea dispune e mai mult decât oricare dintre ele în parte, nu decât media lor. Deci nu media lor. Nu media lor, de totalitatea lor. Adică ele se contrazic. Înțeles. Eu țin minte și varianta asta și contrazicerea ei. Și încerc să raționez. Nu este o treabă ușoară. Dar asta este gândirea pluralistă. Gândirea e totdeauna pluralistă, de fapt. E un pleonasm, pentru da? Că, pentru că eu, în mintea mea, totdeauna am mai multe variante. Și nu toate sunt pe bază de cuvinte. Unele sunt pe bază de intuiții și așa mai departe, când gândesc. Deci pluralismul deja există în mintea mea. Important este să o facem ca omenirea întreagă să gândească. Hai să mai spun o poveste, mă mai lași? Dar te rog, chiar vreau să te provoc eu. Există o parabolă foarte frumoasă a elefantului. Despre a elefantului, te rog, despre pluralism. Gândim la fel, da. Un te rog frumos să povestești, da. Din antichitate, de undeva, a chemat odată, a spus așa, aduceți-mi aici un elefant și aduceți-mi 6 orbi care nu știu ce este un elefant. Și i-au fost aduse. Asta și-a adunat curtea, unde erau diversi savanți, religioși, și a spus orbilor, zice, aveți în fața voastră un elefant. Vă rog să-mi spuneți ce este elefantul. Și au început să pipăie fiecare elefantul. Unul spune, elefantul este un fel de trunchi de copac. Ăsta prinsese un picior. Ălălaltul, elefantul este un fel de evantai. Ăsta îi prinsese urechea. Elefantul este un fel de șarpe, cel care îi pusese mâna pe trompă. Și așa mai departe. Elefantul este un perete. Un perete, ăla care s-a lovit de burtă. N-are rost acum să lungim. Nu, dar frumos, fiecare. Oamenii înțeleg. S-au certat, fiecare pipăise cu mâna lui elefantul. Cum puteau elalți să spună niște inepții? El știa. Deci, așa sunt religiile. Iar, nu, morala. Maharajahul s-a întors către și a spus, uite, așa sunteți și voi. Excelent. Care vă certați pe probleme de filozofie și de religie. Deci, așa este omenirea. Noi suntem niște orbi care pipăim un elefant. Și fiecare deține o părticică din adevăr. De aceea este nevoie să avem, prin gândire pluralistă, în permanență acces la întregul set de adevăruri de care dispune. Aceasta e definiția pluralismului. Mulțumesc. Dan,
știi ce urmează. Pronunț eu sau pronunț tu? Nu mai pronunț nimic. Intrăm în pauza publicitară. Exact, deci publicitate, da? Publicitate, da? Exact. Nu mai spui nimic, da? Suntem în partea a treia a emisiunii Oameni cu poveste. Pe burtieră, stimațele spectatori, găsiți titlul emisiunii Iubirea și pluralismul în maturizarea morală a omenirii. Invitatul meu este un prieten de-al meu, doctor matematician, informatician Dan de Farcaș, președintele ASFAN, Asociația pentru Studierea Fenomenelor Aerospațiale Neidentificat din România, membru titular al Academiei de Științe Medicale. Pregătind cel de-al treilea element, maturizarea morală a omenirii, am să te las pe tine să te desfășori așa cum știi, mai ales că și acest element, care face parte integrantă din titlu, trebuie mult și bine explicat. De ce maturizare? Nu suntem noi oameni maturi? Iată câteva întrebări pe care încă ți le pun de la început. Și există riscuri în maturizarea morală a omenirii? Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, bună ziua, domnul Petru! Aș zice eu domnul doctor inginer Petru Dan, domnul director, dar nu vă place așa Petru Dan? Nu-mi place. Ați terminat cu noi săptămâna trecută în forță, da? O emisiune pentru care vă mulțumesc. Acum, și eu vă mulțumesc. Acum ne lipim de dumneavoastră ca marca de scrisoare, da? Suntem în studioul pe care am înțeles că îl iubiți și dumneavoastră. E vorba de București, da. TV, Post Național. Invitatul meu este domnul doctor matematician, informatician Dan de Farcaș. Tema emisiunii, iubirea și pluralismul în maturizarea morală a omenirii. V-am rugat, vă rog în continuare, dacă vreți să comentați acest titlu și tot ceea ce considerați că este important, ascultăm cu multă bucurie. Mulțumesc, îl salut pe domnul doctor Farcaș. Nu-l cunosc personal, dar îi recunosc celebritatea încă de la calculatorul MECIPT. Oho. Revenind la tema dumneavoastră pe care o consider incitantă, aș putea să atac, să zicem așa, două subiecte, dacă sunteți de acord. Vă rog, da. Un subiect s-ar intitula în felul următor. Muzica cultă, de la exclusivism la pluralism și înapoi. Incitant, vă rog, da. 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 Muzica cultă a apărut, de fapt, ca o artă exclusivistă prin secolele 14-16. Era practicată mai ales la curțile celor înstăriți, la biserică, destinată anumitor pături sociale care și-o puteau permite și-o înțelegeau. Mult timp, muzica, în secolele 14, chiar 17, până în 17, a fost obiectul unor reguli exclusiviste, obligatorii, stricte. De exemplu, stilul muzical, regulile armoniei, contrapunctului, formele muzicale, ritmul. În acele vremuri, abaterile erau intolerabile privind vocea umană. Rolurile feminine erau rareori interpretate de cântărețe. Educația muzicală era de asemenea destul de discriminatorie. Educația muzicală feminină nu era răspândită, se cunosc excepții, poate una celebră este Ospedale de la Pietà, școala unde Vivaldi, timp de aproape 40 de ani, a predat muzică fetelor orfane sau fiicelor ilegitime. În fine, prin secolul XVII, muzica a evoluat către lărgirea bazei de audiență, săli de concerte, săli de operă, către diversificarea stilurilor, procedeelor, mijloacelor muzicale. În romantism, secolul XIX, muzica a devenit muzica maselor largi,
independent de starea socială a acestora. Ei bine, în muzica secolului 19-20 putem constata accesibilitatea tuturor la această artă. Educația muzicală a devenit accesibilă în orice parte a globului, la ora actuală. Mobilitatea muzicienilor a crescut mult, se deplasează cu ușurință, pot fi prezenți în toate colțurile globului pentru concerte. În secolul 20, cred că s-a înregistrat maximul de audiență istoric. Cercetători din domeniu spun că Mozart a fost auzit în mod direct sau indirect de circa 5 miliarde de oameni. Dar tot în secolul 20 a început și involuția audienței, dacă pot să-mi permit să spun așa. Tendințele muzicale au devenit tot mai cerebrale, ermetice, experimentale. Muzica nouă pare că s-a îndepărtat de percepția afectivă. Evident, au apărut și tentative de recâștigare a audienței. Și în toată această evoluție și involuție se păstrează totuși unele discriminări. Pe una aș remarca-o aici, discriminarea de gen, care continuă să existe. Aș pune întrebarea, câți dirijori femei cunoașteți? Sau câți regizori de operă femei există? În ce măsură a fost influențată valoarea muzicii și audiența de morală, moravuri, discriminare, toleranță sau intoleranță de religie? Și aici voi da doar câteva foarte scurte exemple. Doar exemple. Să încep cu moravurile. Celebra operă Don Giovanni de Mozart, libretul lui Lorenzo da Ponte, a fost criticată de Beethoven pentru frivolitatea subiectului. Da, subiectul poate a fost frivol, dar acesta nu a influențat valoarea muzicii nici atunci, nici mai târziu. Dacă trec la morală, Richard Wagner, după Revoluția de la 1848, a emigrat pentru 10 ani la Zürich, unde a avut o lungă afacere amoroasă cu soția protectorului său, o chema Mathilde Wesendonck. A avut vreun efect asupra muzicii? Da, aș zice unul pozitiv, lidurile Wesendonck. Dar a influențat percepția publică în vreun fel? Aș zice că nu, în niciun fel. Ca o concluzie, aș spune că moravurile, morala, intoleranța, religia mai degrabă, nu au influențat valoarea muzicii, nici audiența muzicii peste timp, percepția oamenilor despre muzică, este percepția despre arta muzicală în general și mai puțin sau deloc despre detaliile epocii și compozitorilor care au creat-o. Domnul Petru, vă mulțumim foarte mult. Acum am înțeles că aveți și o surpriză pentru noi. De-abia aștept să ne revedem. Mulțumim! Da, mulțumim! Și eu vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Toate bune! Un exemplu de evoluție a iubirii pentru frumosul uman este ilustrat și de evoluția muzicii culte. Atunci când iubim muzica cultă, noi nu dorim nici să ne însușim, nici să o dominăm, nici să obținem o recompensă, divină pentru această iubire. Atunci când iubim muzica, de fapt iubim frumosul pentru frumosul uman al compozitorului și frumosul uman al tuturor celor care iubesc muzica și simt ceva prin această muzică. Deci muzica cultă este una dintre căile de maturizare morală a omenirii și atunci când toată lumea va înțelege aceasta, vom fi făcut un pas mare înainte.
Se ajunge greu la maturizare, maturizarea morală a omenirii. Am putea să spunem, oare nu suntem deja maturi noi ca omenire? E bine spus. În primul rând, mă gândesc la ce am discutat, la iubire și la pluralism. Atâta vreme cât iubirea nu este decât o excepție a celor care au acces la înțelegerea frumosului uman. Materialul maturizare, cărți, te ascultam. Și atâta vreme cât pluralismul, de pildă în naționalism și în religie, ne dezbină în loc să ne unească, deci, practic, nu se practică acest pluralism nicăieri, nu suntem maturi. Și pericolul mare este că, evoluând în acest mod mai departe, nematurizându-ne, există riscul ca tehnologia care va evolua să distrugă peste un secol, două, trei, omenirea. De ce spun asta? Armele nucleare au fost inventate în secolul 20, dar în secolul 21, 22, 23 se vor inventa în mod sigur alte arme mult mai ucigătoare. Cineva spunea că deja are o metodă prin care pământul ar putea fi desfăcut în bucăți, decât că nu vrea să o spună. Asta undeva încă în secolul trecut se spunea. Dar o să descopere altul și o să spună. Și o să spună așa: aruncăm pământul în aer, iar cel de sus va ști să-i deosebească pe cei drepți de cei necredincioși, pe lumea cealaltă. Bineînțeles că cei din tabăra cealaltă spun că noi suntem cei drepți, ăilalți sunt cei necredincioși. Și iată unde ajungem prin ignorarea iubirii pe de o parte și a pluralismului pe de altă parte. În momentul în care eu neg adevărul celuilalt, care mă enervează, care spune exact invers de cum spune adevărul meu. În momentul ăla, și nu înțeleg de ce susține el acest lucru, în momentul ăla eu am abandonat iubirea față de ăla. Înseamnă, iubirea e un lucru foarte important. Nu înseamnă că îmi iubesc familia, că îmi iubesc neamul, patria, că îmi iubesc patria, că îmi iubesc religia. Asta nu este încă iubire în adevăratul sens al cuvântului, pentru că înseamnă că îi exclud pe ceilalți. Iubirea este în momentul în care eu nu mai fac deosebire când vine vorba de oameni și ceea ce pot ei să facă. E bine, maturizarea omenirii în asta ar consta. Să înțeleg că dincolo de iubirea de patrie, sigur că da, celălalt trebuie să iubească patria mea, cum eu iubesc patria lui și religia lui și așa mai departe. Deci când vom înțelege acest lucru, atunci vom fi maturi. Foarte frumos. Dan, ne apropiem de finalul emisiunii, ne grăbim încet și mai avem o datorie față de cei care ne urmează, care ne urmăresc, și am să te rog pe tine să răspunzi la întrebarea pentru cine sau ce să exact ne maturizăm. Deci, Andrei, deci, materialul hipercivilizației, o surpriză. Da. Deci, în primul rând, trebuie să ne maturizăm pentru a evita această catastrofă care altminteri ne paște. Al doilea motiv este că nenumărate semne arată că deasupra noastră există o putere, o conștiință care ne urmărește de foarte mult timp. Dovezile sunt religioase, sunt din mitologie, sunt din folclor.
mergând până la OZN-urile de la ora actuală, la repirile OZN și așa mai departe. Deci, această putere se manifestă într-un fel sau altul. Știința o neagă, pentru că nu o poate duce în laborator. Dar asta nu înseamnă că nu există. Se pare că această putere așteaptă de la noi să ne maturizăm. Putem spune că răpirile nu sunt ceva serios, dar hai să încercăm să ne gândim, poate că e ceva acolo. Unele persoane au întrebat, dar când veți intra în contact cu noi oficial? Când ne veți da tehnologiile voastre? Presupunând că acele puteri sunt mai avansate decât noi cu milioane de ani, cu sute de milioane de ani poate. Și să știți că astronomia permite așa ceva. Deci în univers trebuie să fie existat și în urmă cu miliarde de ani locuri în care să se fi născut civilizații cum suntem noi acum. Le-am numit hipercivilizații. Ai pronunțat un cuvânt magic. Da. Hipercivilizații. Hipercivilizațiile. Iată, eu îți mulțumesc că ai lăsat altul. Este deocamdată un proiect. Tare, da? Un proiect. Am trebuit să mai vedem o dată imaginea hipercivilizații, da? Da, eu îți mulțumesc foarte mult. Un proiect care a prins viață, da? Deci se pare că... Deci un editor din Anglia se pare că o să publice această carte în luna mai. În limba engleză, evident, da? Da, în limba engleză. Deci aceste hipercivilizații sunt o variantă. Cealaltă variantă este Dumnezeul pe care ne-l spune creștinismul. Avem toate aceste variante și în spiritul pluralismului nu spunem că numai asta e adevărată, numai aceea e adevărată. Există putere deasupra noastră mult mai avansată, dar dacă ar fi să fie hipercivilizațiile, ele nu ne dau nouă tehnologiile pe care le au, pentru că am devenit o spaimă a întregului univers. Tehnologiile pe care punem noi mâna se transformă imediat în arme. Dacă am avea aceste arme, am năvălit întregul univers cu agresivitatea noastră. Deci, din cauza aceasta, suntem imaturi. Nu există un contact. Da, sigur că o să-mi reproșezi că timpul n-a ținut cu noi. Bineînțeles, mai ales că nu e singurul motiv, mai voiam câteva să spun. Da, te rog. Deci, este și un alt motiv. Sute de milioane de ani diferență de evoluție este ca de la noi la furnici. Nici noi nu stăm să conversăm cu furnicile. Poate facem experimente. O altă diferență este că ne-ar distruge cultural. Deci dacă ei ar veni, este ca și cum ai lua un trib papuaș și l-ai muta lângă un hipermarket și ai spune, de acum, dacă vreți, puteți să lucrați în acest hipermarket, tot ce s-a acumulat, puținul ăla, concepție despre lume în mintea papuașilor și e valoros și asta. S-ar distruge. Deci toată cultura noastră ar pieri într-o clipă. Și cineva nu dorește acest lucru. Cineva dorește, și cu asta am încheiat, te rog, punctul nostru de vedere original, care încă nu s-a copt și care poate să bucure chiar și bătrânele civilizații din univers și așteaptă ca punctul nostru original de vedere să se coacă. Fructul. Deci, dar condiția pentru ca să fim acceptați rămâne ceea ce am spus. 1. Iubirea să prevaleze în orice om asupra animalului din noi. Și 2. Pluralismul
să fie acceptat de ultimul om. Pentru că dacă nu e acceptat de ultimul, ăla unul apasă pe un buton și pune bomba. Deci, să înțelegem că toate adevărurile sunt frumoase și au drept la existență, inclusiv cele religioase. Eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru tot, dar nu aș vrea să ne despărțim înainte de a ne spune morala acestei povești. Morala acestei povești este să ne gândim cum vom putea transforma acei 99% oameni ai lui a avea și a domina da? Și acel 1% care sunt pentru a fi, a crea adepții frumosului, cum să inversăm această balanță? Să fie 99% cei ai oamenii iubirii, ai pluralismului, ai creației, a dorinței de frumos. Liviu Dumitrașcu, cu realizatorul emisiunii Oameni cu Poveste, mulțumește în primul rând invitatului, carismaticului invitat, prietenul meu, Dan Desideriu Farcaș, îl mai așteptăm și în alte emisiuni, deja e tradiție. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru fidelitate și vă promit ca de fiecare dată că vă dau întâlnire săptămâna viitoare, nu înainte de a vă cere permisiunea să rostesc epilogul semnat de același autor, profesor universitar emerit, doctor inginer Corneliu Berbente, Politehnica din București. Poveștile devin istorii și vor rămâne în memorii. Căci dacă omul cu poveste, cu omul și povestea este, să crezi povestea te îndeamnă că omul ei ceva înseamnă. La revedere! La revedere! Această emisiune este sponsorizată de GPRO.